De ce atât de mult? De ce te-ai îndrăgostit de el? Posibil. Adică te-a respins și gata. Ăla e. Contează cine e. Te-ai îndrăgostit de el? Da, dar tind să cred că vreau să-mi dispară orice fel de... Cu siguranță o să dispară. Dar de ce anume te-ai îndrăgostit de la el? Nu știu. Nu știu. Cred că mai mult s-a îndrăgostit de ce ar fi putut fi. Da, adică probabil mi-am creat eu o imagine. Da, de imaginea lui. Și a creat o imagine a lui perfectă, dar dacă e solul, ei logic nu ți-a oferit nimic. Absolut. Nu ai. Mi-a oferit, știi. O traumă. Multe lacrimi, chestii. Da. Mai râde. Cătinca ea vorbește din perspectiva ei. Da, ar fi fost drăguț să fie, să o fie ajutat-o. Maxim când vă văd. A încercat de atunci. A încercat. Da? Te auzi, Radu. Ce-a zis? Pa, Cristina, cu Patrick, niște de-astea. Să vadă și ei că vezi, Doamne, ce... A zis că îi cresc emoțiile. Că îmi cresc emoțiile de nu mai pot când mă uit, că ei fac... Domnul. Dar nu l-a întrebat nimeni. Ce se... Vrei să vii aici, Patrick, să stai lângă Cristina? Vă rog. Nu vine să cred. Hai, Patrick. Hai, dansați. Vină încoace. Hai că vin. Car să mi-ai văd. Să nu rupi acadeaua aia. Te ne vezi mai bine de acolo. Să nu te mai deranjeze. Cum ar zice susținătorul tău, să-ți faci treaba. Adică? Adică, ce vrei să zici? Aia știu. De ce o acuzi? Dar nu o acuzi. Da? El vrea să zică că joc teatru, că ale lui. Marketing. Are Cristina un susținător care o roagă să facă asta? Aseară un susținător de-al ei foarte, foarte mega apropiat a intrat pe un live unde a lăsat niște comentarii cum că e de fațadă. Da, sigur ar spune asta. Am eu, domnșoară, am eu. Care susținător? Cu ce începe? Care ți-a luat ceasul și care da. Tot timpul cu tine. E, am eu, domnule. Lasă că astea se pot ruga, susținătorii tăi au mai da, trucat. Da. La un susținător real. Aia seară pe live-ul de pe TikTok a lăsat comentariile astea. Cristina, dă-i în contră, dă-i un pupic. Da, un susținător a scris ceva pe live. Îți garantez eu că aseară a fost pe live. Bine, dar nu mă interesează deloc, eu știu ce fac, atât. Te pup. Păi și se contrazic puțin, adică dacă e susținătorul ei, o susține pe ea. De ce ar zice exact ceva ce ar putea să-i facă? Garantez mie că e clip video unde susținătorul respectiv lasă comentarii, că se derulează comentarii. Păi da, oricum, susținătorii tăi... Mai auzit? Este ca și cum o susținătoare de-a ta te-ar pune pe tine într-o situație jenantă, ceea ce înseamnă că nu este... Ilogic. Păi nu, că vă explic și cum. N-aș vrea să știu, mulțumesc, da, apreciez. Chiar nici eu n-aș vrea. Chiar n-aș vrea să... Nu este susținător de-al ei din moment ce o acuză de minciună și de falsitate. Păi el așa pretinde că este susținător. Așa ea pretinde. Crede asta. Dar așa ea pretinde. Are o legătură foarte strânsă cu el și eu pot să zic doar ce a zis el. Eu înțeleg, dar totuși... Haide, oprește-te, că nu ți-am lipsit respectul și nu te-am tratat așa. O să ți le postez ca să vezi, o să ți le postez și ai să vezi că așa este. Nu trebuie să mi le postez, că nu mă interesează deloc, crede-mă. Știi bine cine este, știi bine ce zic și știi bine că așa este, dar e ok. Dacă a fost susținător, nu mai e. A dispărut, a, că nu mai e acum, da, e altceva, dar... Păi din moment ce tu m-a pus pe mine de falsitate, la revedere. N-am nevoie de o astfel de susținere, aia nu este susținere. El acum ai deranjat și zice orice și deloc, face orice. Deloc, chiar deloc, dar m-am ținut să-ți spun asta și am omis. Negative despre mine. Așa este, Patrick. Așa este, Cristian. Chiar absolut deloc, chiar absolut deloc, dar cumva am vrut să știi informația asta care mie mi s-a părut destul de bună. Ce ca să cad eu prost, ca să... Doamne ferește, ți-am zis că am printurile, am chiar clip video unde lasă comentarii acolo. Fiind apropiat de tine... Deci tot ce vedem și despre tine pe printuri e adevărat, e real? Eu spun că e un video cu niște comentarii pe live. Se vede cu ochiul liber ce este între ei. Dacă ei joacă atât de bine, vă trimit la Hollywood. Da. Și când mergeți acolo pe scenă, când mulțumiți, mulțumiți mie prima dată. Chiar că. Și după să vă aud cu din aia. A, și lui, că el v-a ambiționat. Nu, doar dumneavoastră. A, este. N-are absolut niciun merit în situația asta. Deci eu nu vreau să-i mulțumesc lui. Moși. La mine. Să nu văd de ochi. Ne vedem acolo. Bă, frumos sunt. Amândoi.
Da. Hai să facem liderii, să vedem cine o să aibă imunitate în gala ce urmează. Aduc eu cu tine. Da, da. Dacă tot, da, tot aici... avem o prezență masculină. Exact. Ionuț, ești bine? Da, sunt mai bine. Adică sunt bine. Mă bucur. Ați rezolvat? Eu zic că da. Oricum, în viață sunt conștient că vor mai apărea chestii din astea, dar sunt foarte bucuros că nu suntem genul de persoane care se lasă pe a doua zi. Uite că s-a cam lăsat. Știu, dar era inevitabil oricum. N-aveam cum să discutăm în gală. Adică după ce gală. Mulțumesc. Cu plăcere. Am forță. Dar te-ai lămurit. Eu zic că da. Mai e semne de întrebare? Mici, nu pot să dau reset la minte acum momentul de față, dar clar o să încerc să le las acolo în spate. Cu toate că azi pe conexiune am spus că o să fie mai greu să prind iar încredere în mine la modul cu discuțiile sau cu astea, la asta mă refeream. Dar ea mi-a explicat că ea s-a referit doar la momentele în care noi avem pauză și la discuții și eu încerc să vin cu ceva plictisitor sau banal, cum a zis, sau repetitiv. Eu asta am înțeles. Eu, în mintea mea, mi se crease o imagine cum că și afară aș fi plictisitor. Gen discuții plictisitoare. De asta m-am gândit, că și afară m-ar vedea așa. Mulțumesc. Doamne, ajută să fiți bine. Da, o să fim. Chiar, chiar sper să fim. Veți fi. Oricum niciodată nu o să, asta să înțeleagă ea, că niciodată nu o să dau cu picior la o relație așa frumoasă din... Nu știu de ce s-a ajuns în punctul ăsta. Păi, nu știu cine a dus în discuție faptul că o să ne despărțim sau că nimeni n-a spus că o să se despartă nimeni. Da. Ai spus? Dar n-am zis așa. Cristina. Motiv de despărțire, da, tu ai zis. Sau ceva. Atât. Am zis că nu e motiv de despărțire. N-avea cum să fie. Asta zic. Are, da. Adică să nu vă gândiți într-atât de departe, a, nu, că nu, tu erai destul de dezamăgit și de asta. Vor mai fi momente de-astea în viață, dar vom trece cu bine peste. Știe ceva Cristina mai mult? Nu, 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 nu. N-are ce spune de rău de Ionuț nicio fată de aici, din casă, nu a spus și nu va spune nimic rău de el, pentru că este chiar un băiat extraordinar. Și nu au ce să spună de el. Poate despre tine. Cum? N-are ce să spună. N-are ce să spună despre Ionuț, poate despre ce afla la hotel, nu. Da, despre mine pot să spună orice, despre el nu au. De ce? Pentru că el îl cunosc pe el din perspectiva mea, din ceea ce am povestit eu. Și eu am povestit doar de bine. Da. O să fie bine. Bun, hai să vedem. Ce avem aici? Persoana de aici, din Casa Fetelor, care va avea imunitate în următoarea gală. Vlada. Mulțumesc. Vlada. Mulțumesc. Vlada. Mulțumesc. Să cerem. Bianca. Mers mult, pupi. Cristina. Ar a fost talentul meu, dar a vrut să par interesant, dar după am realizat că am mai avut un i și acolo n-am făcut i. Și zic, las, că e de ajuns, domnul, nu se supără foarte frumos. Nu mă supără, de ajuns una. Îl păstrezi? Îl păstrez. Patrick. Patrick. Mulțumesc. Se numește viață. Se merge mai departe, se trăiește, se respiră, se zâmbește, se poate. Cristina. Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc, Robert. Vlada.
Mulțumesc. Felicitări, Vlada. Inima asta levitează? E o balenă. Am mâncat un pic cam mult. Am înțeles. Ai mai primit inim de genul ăsta? Nu. Trebuie să-l păstrezi. Vreau să-l păstrez. Nu mai este tare. Da? Felicitări, Vlada. Mulțumesc. Ia să vedem ce băiat are imunitate. Se vede, nu? Vai, ce este aici. Vai, ce este aici. De. Acum ni l-a dat să vedem mai bine. Mamă, cât ați scris? Cât ați scris? Patrick, strategie. Voi doi sunteți căsătoriți. De ce? De ce? După cheamă pe amândoi strategie. Chiar? Soții strategie.